și a transformat apartamentul în local pentru consumatorii de droguri. Este vorba despre o femeie de 32 de ani din Chișinău care a ajuns pe mâna poliției. Asta după ce vecinii ar fi denunțat-o că la ea acasă se consumă substanțe interzise. Pentru a verifica informația, polițiștii au descins la domiciliul suspectei. Acolo au fost depistate și ridicate trei aparate confecționate manual, predestinate pentru consumul de droguri, dar și un pachetel în care se afla o masă vegetală cu miros specific și un cartuș. Pachețelul cu masă vegetală, dar și ustensilele pentru consum au fost îndreptate spre expertize iar femeia a fost dusă la inspectoratul de poliție Ciocana pentru audieri. Luată la întrebări, bănuita și-ar fi recunoscut în totalitate vina. Acum este cercetată în libertate pentru organizarea ori întreținerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau a etnobotanicelor, care, conform legislației, se pedepsește cu amendă de până la 57.500 de lei sau detenție pe un termen de până la patru ani. Acum polițiștii întreprind toate măsurile pentru a stabili și identitatea altor persoane implicate.